discuția cu dumneavoastră. Spune-te. În orice caz, vreau să vin aici alături de colegii mei de la Fundația Rafael. Acum dați-mi voie să reprezint această instituție din Codlea în fața dumneavoastră. Domnul Robert Cadar este membru al Consiliului și doamna Anca Nechita este director al Fundației. Și aș vrea să vă mulțumesc pentru ultimii 3 ani de zile când ați finanțat această fundație. Și știm că pe ordinea de zi este un material pe care îl veți supune dezbaterii și pe care am înțeles că comisia l-a aprobat, comisia de specialitate, în ședința de joi. Aș vrea să vă mulțumesc în continuare pentru buna colaborare și să vă invităm să ne fiți alături pentru acest proiect foarte frumos din municipiul Codlea. Vreau să vă spun foarte clar că, ca să înțelegeți poate mai bine, acest proiect a fost început în 2007, propriu zis, în mod oficial, deși inițiativa a pornit în 2001 din Olanda, cu o finalitate a unei finanțări în 2012. Deci anii viitori vor fi și pentru acest proiect niște ani care instituția aceasta va trebui să se zbată pentru a asigura finanțări din România. Până acum, în proporție covârșitoare, banii veneau din Olanda. Vă invităm să țineți cont de această fundație care face lucruri bune pentru Codlea, care face lucruri bune pentru persoane cu dizabilități în Codlea și care este o modalitate prin care aceste persoane regăsesc un echilibru în viață, devin din nou sociabile, devin din nou ori n-au fost niciodată și reușesc să devină persoane care se pot integra în societate. În numele fundației aș dori să vă mulțumesc, domnule primar, domnilor consilieri, și nu spun vorbe mari, deci chiar avem nevoie de susținerea dumneavoastră în continuare și vă mulțumim că reușim să fim alături de acest proiect.